În ședința de Consiliu Local al Primăriei Municipiului Târgu Jiu s-a votat la începutul acestei săptămâni aprobarea creșterii tarifelor ce vor fi practicate de APA Regio, astfel că de astăzi prețul apei potabile va fi de 1,72 pe metru cub față de tariful vechi de 1,37 lei, iar noul tarif al canalizării va fi de 1,90 lei pe metru cub față de 1,27 lei. Prin urmare, locuitorii celor 5 orașe unde operatorul de apă are activitate vor trebui să scoată mai mulți bani din buzunare pentru a-și achita facturile. Locuitorii orașului Rovinar pot sta liniștiți deoarece autoritățile locale au hotărât să nu mai fie membri APA Regio. Ne-am retras din APA Regio tocmai pentru că nu am considerat normal, primarul Dorin Filip nu a considerat normal ca o societate comercială să stabilească tipul de cheltuieli și prețul apei independent de voința localității și a cetățenilor din localitatea noastră. Și atunci noi am încercat să implementăm în oraș o altă politică legată de aceste cheltuieli. Tot ce s-a investit în creșterea calității apei în oraș a făcut ca aceasta să poată fi, ca prețul acesteia să poată fi menținut. Rovinarul beneficiază de apă potabilă de la Izvarna prin introducerea conductei în oraș. Prețul apei este de 1,59 lei pe metru cub, care se menține de aproximativ 2 ani. Și se menține același preț de un an și jumătate, de 2 ani. Și suntem convinși că cel puțin anul acesta și anul viitor prețul nu va... Pentru că nu ni se pare normal să creștem prețul atât timp cât cheltuiala pentru obținerea acestei ape nu a crescut. Deci noi vom crește prețul doar în momentul în care cheltuielile sau investițiile pe care le facem noi nu vor atrage după sine o reducere a prețului nici de cum. În niciun caz nu ne gândim la o creștere a prețului apei în viitorul apropiat. Autoritățile locale rovinărene dau asigurări că prețul apei potabile se va menține același și pe viitor. Începând cu data de 1 iulie, locuitorii orașelor Târgu Jiu, Motru, Bumbej, Jiu, Țiclen și Târgu Cărbunești vor avea mai puțin bani în buzunare.